Bine ați venit la spectacolul nostru, ca și aseară, noi am spus un spectacol inedit, filmat, înregistrat de televiziunea Inedit din București, al cărui patron este cunoscutul interpret de muzică populară, Marin Cornea, care este undeva aici, la pupitru, a venit special să asiste la acest spectacol, pentru că vrem să arătăm că Dobrogea are folclor, a avut, are și va mai avea folclor și datorită unor oameni inimoși, unor oameni care sprijină cultura tradițională din această zonă etnofolclorică a României și mă refer aici la administrațiile din cele trei localități pe care dumneavoastră le veți urmări pe parcursul acestei serii. Înainte de a da drumul la programul ansamblului Plai de Dor din Niculițel, al cărui instructor este Dana Jipa și doamna profesoară, și îmi dai voie să te întreb pe tine cum o cheamă? Doamna Topoleanu. Și mai cum? Dumitru Topoleanu. Îl puteți aplauda, că nu s-au introdus impulsii de pe aplauze, așa că nu este o problemă. Așa cum spuneam, dați-mi voie să îl invit alături de mine pe primarul comunei Niculițel, domnul Pascale Florin, să ne spună câteva cuvinte, să-l cunoașteți și dumneavoastră, și spectatorii și telespectatorii, pentru că sprijină, într-adevăr, această cultură tradițională a poporului nostru. Bună seara! De câte ori urc pe scenă am emoții, dar nu mai multe ca în seara aceasta, nu mai puține decât în seara aceasta, când sunt alături de acești copii minunați din comuna mea, care au început să scrie istorie în județul nostru, istoria folclorului și a tradițiilor românești. Ansamblul folclorii în Câncurițel nu este unul necunoscut. Însă este un ansamblu numeros, pentru că, după cum vedeți, aici sunt copii mulți și mai mulți în culise, peste 70, care duminica, sâmbăta, lasă deoparte rețelele de socializare și vin la ansamblul folcloric. Și lucrul acesta mă bucură foarte mult, pentru că dovedesc încă o dată cât de frumoase obiceiuri, cântece și dansuri populare avem noi românii. Le urez succes și nu uitați să-i aplaudați, pentru că aplauzele pentru ei sunt cea mai mare bucurie și bucuria pentru care sunt pe scenă în fața dumneavoastră de cele mai multe ori. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Într-adevăr, aplauzele dumneavoastră înseamnă pentru ei o mulțumire sufletească, înseamnă un stimulent pe care îl dați în așa fel încât ei să se ocupe de rețeaua de socializare a jocului tradițional din această zonă folclorică a României. Ansamblul folcloric Plai de Dor din Niculițel.
Și din localitățile dumneavoastră și din Tulcea cu domnul primar să introducă impozite pe aplauze și din banii câștigați vom cumpăra costume naționale. Trecem în altă zonă folclorică, în altă zonă geografică a județului Tulcea, trecem la Casincea. Ansamblul folcloric Doina Casincei, instruit de profesor Marian Coman. Dar înainte de asta, vă rog să-mi permiteți să-l invit în fața dumneavoastră, să observați, să-l vedeți, să-l aplaudați, să-l pălmuiți pe cel care sprijină această formație, acest ansamblu. Domnul primar din Casincea, Gheorghe Țirincă. Noi mai facem glume, spunem, suntem de aceiași profesori, aceiași profesori, avem trei facultăți, educație, fizică și sport. Bună seara! Mulțumesc, domnule Coman, că m-ați invitat aici. Ce emoții aveam, eram să mă împiedic acum. A auzit de impozite și de asta. Păi da, numai pe aplauze n-au mai pus ăștia impozite, că pe rest au pus pe tot. Ce vreau să vă spun eu, vreau să vă spun că în 1980, când am ajuns eu în Casincea ca profesor de sport, ce tânăr eram pe vremea aia, domnul Coman, la Casincea exista o formație de dansuri, un grup vocal și un taraf de lăutar. Doamna directoare de atunci a școlii mi-a zis că n-am nicio șansă să mănânc gratis la cantina școlii dacă nu intru în echipa de dansuri. Și am intrat, cântam, jucam atunci la Cântarea României. Era foarte frumos. Țin minte că făceam pereche cu actuala directoare a școlii, doamna Elena Marinceanu. Ce tânără și frumoasă era și ea pe atunci. Din păcate, după 1989,
în toată zăpăceala care a cuprins România și care nu s-a terminat nici acum. Din păcate spun, echipa de dansuri, formația de dansuri atunci care comandeași copiii de la școală și de tineri, s-a desfințat. S-a desfințat și grupul vocal, s-a desfințat și taraful. Și de-abia după 20 de ani am reușit să reînființăm grupul, echipa de dansuri Doina Casincei, dacă mă amintesc bine, în 2011, în primăvară. La Casincea, domnule Coman învață de la clasa 1 până la 8-a, din păcate spun, doar 350 de copii acum, pentru că atunci învățau vreo 500 și ceva. Și dansează pe diferite grupe de vârstă, vreo 70-75. Dacă facem o mică socoteală, iese că 30% din copiii din Casincea dansează. Și o să vedeți că dansează bine. Faptul că echipa de dansuri din Comuna Casincea, Doina Casincei, există, mi se datorează mie, dar nu trebuie să vă lăudați prea tare. Ceea ce este foarte important este faptul că nivelul la care dansează acești copii, o să vedeți, în seara asta, nu mi se datorează mie. Ci se datorează unui tânăr frumos, dar mai ales talentat, care se cheamă Marian Coman, și i-a preluat acești copii din primăvara anului 2011, îi duce și acum, și vreau să vă spun că în acest scurt timp așa, de 3 ani de zile, sau nici măcar 3 ani, echipa noastră de dansuri a participat la multe concursuri, am câștigat multe premii, i-am dus și pe afară prin Macedonia și anul acesta vrem să participăm la un festival de folclor atât în Italia cât și în Austria. Vrem să facem toate eforturile ca acești copii să se simtă bine și nu numai ei, și părinților, pentru că cine a mai rămas nou la țară, în afară de Cârcium și Bodeci, este faptul că trebuie să încurajăm pe copii să se întoarcă la folclor. Folclorul fiind rădăcina existenței noastre, a vieții noastre. Eu vă mulțumesc că ne-ați adus aici și mulțumesc televiziunii Inedit pentru că filmează și creează astfel de emisiuni. Să se vadă și prin alte părți, în Dobrogea și în Dobrogea Centrală se face treabă. Și vreau să vă spun că o să mai auziți de noi. Vă mulțumesc! Amenințare deja, făcută public. Mulțumim, domnule primar, ansamblul Doina Casincei din Casincea.
mea de fiecare dată în scenă, intru, ies, asta e soarta unui moderator, unui prezentator, dar știți culmea obișnuinței. Într-o zi, la o stână, a venit un lup și a mâncat oaie. Ciobanul și-a luat pușca, a plecat în pădure și spre seară s-a întors cu lupul mort. A doua zi, alt lup a venit și a mâncat oaie. Ciobanul și-a luat pușca, a plecat în pădure și spre seară s-a întors cu lupul mort. A treia zi, alt lup a venit și a mâncat oaie. Ciobanul și-a luat pușca, a plecat în pădure și spre seară s-a întors cu lupul mort. A patra zi, alt lup a venit și a mâncat oaie. Ciobanul și-a luat pușca, a plecat în pădure și spre seară s-a întors cu lupul mort. A cincea zi, alt lup a venit și a mâncat oaie. Ciobanul și-a luat pușca, a plecat în pădure și spre seară s-a întors cu lupul mort. A șasea zi, o oaie a mâncat o oaie. Ciobanul și-a luat pușca, a plecat în pădure și spre seara a venit cu lupul mort. Indic în fața dumneavoastră o altă localitate, nu o oaie, ci un alt ansamblu. Nu că zic, dar vreau să spun. Un alt ansamblu dintr-o zonă apropiată, mai apropiată de Isaccea decât de Tulcea. O zonă care a avut și are tradiții, o zonă în care sunt singurele obiceiuri care se mai regăsesc acolo, și anume moșoaiele, care se păstrează foarte bine, se conservă foarte bine în același timp. O localitate care are un primar foarte inimos, știe să și cânte, își cere scuze că nu poate veni în fața dumneavoastră, dar este în București, pentru că au avut o întâlnire, dumnealor au venit mai repede, dar este și președintele Asociației Comunelor din România și evident a fost reținut, știți că niciodată șeful nu întârzie, ci este reținut. Invit în fața dumneavoastră un ansamblu folcloric, Ghiocel de la Luncavița. Ansamblu instruit de Cătălin Tănăsuică, iar primarul comunei se numește Ilie Ștefan. Ansamblul Ghiocel de la Luncavița. Dragă mie, dragă doinii, jos pe malul Dunării, că-mi e Dunărea mă, cea mai mare a unui profesor, când cei pe care i-ați văzut, profesorii, cei pe care i-ați văzut, mă refer la copii,
care în spatele lor au stat profesorii, profesori care la rândul lor au fost elevi de când erau mici. Ce spuneam, care e mândria cea mai mare decât aceea să vezi, când de foarte multe ori, și este un lucru lăudabil, când de foarte multe ori oșii elevi, actuali profesori, încearcă să-l întreacă pe profesorul lor. Îi felicit! Și vă invit în continuare să urmăriți un ansamblu care nu mai are nevoie de prezentare, ansamblu folcloric Dorulețu, care numără 220 de copii la ora actuală. Nu spun cine îi instruiește, vă las pe dumneavoastră să ghiciți. Nu spun cine ne modelează personalitatea, vă las pe dumneavoastră parte din părinți, să vă dați seama dacă a fost bine sau nu. Dacă le-am marcat viața, dacă iubesc ceea ce fac, mulți dintre ei au venit, poate aduși de părinți, mai mult sau mai puțin forțați, dar s-au îndrăgostit și s-au infestat cu acest sindrom al culturii tradiționale, jocul popular, încât au rămas și chiar nu vor să mai plece, chiar dacă îi dai afară. Am avut nefericita ocazie să dau câțiva afară și, sincer, au venit cu părinții de mână și au început să plângă, ei nu vor să plece. Ce poți să le faci? Îi primește înapoi. Îi amenezi că le iei costumul și atunci îi liniștești și sunt cuminți și lucrează și învață în timpul lor liber, așa cum zicea domnul primar mai devreme, sâmbete, duminici și facem o socializare în cultura tradițională. Între ei îi facem să fie prieteni de multe ori pe viață, îi facem să iubească cultura noastră populară, îi facem să respecte ceea ce se produce pe scenă, îi educăm în acest spirit al disciplinei colective. Ansamblul Dorulețu. Bye.
Marin Cornea. Gata, din momentul ăsta introducem impozit. Nu, chiar vă rog să bateți din palme, dar nu sunt ca Păunescu, Dumnezeu să-l odihnească, Păunescu a fost un mare om, un mare poet. Să vă zic, vă opriți? Începeți. Vă opriți? Începeți. Se respiră. Ați văzut în seara aceasta... Casimcea Gheorghe Țilincă, aș vrea să-i mulțumesc în același timp și domnului primar Constantin Hogea pentru sprijinul pe care ne-l acordă de fiecare dată când avem spectacole sau plecăm în deplasare cu ansamblul de copii Dorolețu. Aș vrea să mulțumesc părinților, aș vrea să mulțumesc în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră că existăm, că acești copii există datorită dumneavoastră, datorită prezenței dumneavoastră în sală la spectacolele noastre. Pentru acest lucru vă rog să mai aplaudați odată, pentru ca să putem înregistra și aplauze la televiziune. Vă mulțumim încă o dată. Să ne cânte domnul Marin Cornea. Îl invităm altă dată și atunci cu orchestra ansamblului Baladele Deltei. Maestre, am o rugăminte. Le promiteți aici? Nu mie, spectatorilor. Le promiteți că veți veni și veți cânta. Vă mulțumim din suflet pentru aplauzele pe care le-ați acordat la acești tineri. Le mulțumim și celor care au fost ieri și i-au încurajat pe profesioniști. Vă mulțumesc din suflet că hrăniți acești copii frumoși să ducă tradiția mai departe. Și vă promit că o să vin și eu aici cu 2-3 colegi și să întărim trupa și să facem 2 spectacole într-o zi, ca de zile mari. Să ne trăiți! Mulțumesc, maestre! Vreau să vă spun că emisiunile și cea de ieri și cea de astăzi va fi difuzată cu ansamblurile de copii joi dimineața de la 9 la 12, joia viitoare, seara la... emisiunea la ora 19, de la 7 la 12, nu? Nu, de la 7 jumătate la 10. Deci dimineața de la 9 la 12 și seara la Hanul Neamărin de la 7 jumate la 10. Dar nu numai odată o să fie programat acest program și de mai multe ori pentru că n-am de ce să-i laud. Dar sunt minunați. Deci primele emisiuni or să fie joia viitoare de la 9 la 12 și seara de la 7 jumătate la ora 10. Chiar putem să mai depășim. Dacă eu știu, avem program mai lung, s-ar putea să mai bagi și dintre cei tineri de astă seară și la Han, chiar dacă lungesc eu Hanul până la 11. Poate lungesc până la 12. Hai să vă fac o surpriză mare de tot. Bine, să ne trăiți. Bine că o să iau aprobare de la șeful. O să iau de la domnul Marin Cornea. Stau bine de tot cu el. Mi-aprobă. Bine, să ne trăiți. Sănătate multă. Vă mulțumim.
și vrem să vă anunțăm următoarele spectacole pe data de 6 martie, tot aici. Vom avea cu ansamblul Profesionist Baladele Delte un spectacol inedit, la fel ca cel de ieri, la fel ca cel de astăzi, dar nu filmat de televiziunea Inedit, ci un spectacol care de literatură, muzică, dans, un spectacol care se intitulează sugestiv Lumea satului românesc, în viziunea lui Marin Sorescu, umorul lui Marin Sorescu, melodiile Nataliei Șerbănescu și ale celui care a fost un mare rapsod popular, Grigore Chiazim. De asemenea, pe data de 20, un alt spectacol cu ansamblul Baladele Deltei la Fântâna Dorului, un alt fel de spectacol veți urmări, și pe data de 27 martie, vom încheia luna martie, cu un spectacol multietnic, unde din nou va fi prezent aici și va filma împreună cu echipa dumnealui televiziunea Inedit. Așa că vă așteptăm la cele trei spectacole ale ansamblului artistic Baladele Deltei. Vă mulțumim și vă urăm tot ceea ce este mai frumos pe lume să vi se ofere dumneavoastră. Mulțumim!